Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. La această oră începe ultima rundă de negocieri între PSD, PNL și UDMR. Calculele par făcute. Dacă PNL dă premierul, PSD va avea mai multe ministere. În caz contrar, socialdemocrații vor avea mai multe portofolii în viitorul executiv. Pe surse, în nicio situație, Florin Câțu nu va obține niciun minister. Irina Codreanu este la fața locului și ne aduce noutățile. Irina, bună ziua! Bun găsit, a fost o săptămână plină cu negocieri tensionate, dure, au fost nervi întinși la maximum, însă se pare că ieri cele trei partide politice s-au pus de acord în privința ce vor face mai departe. Urmează însă să se stabilească cine va fi primul pus în funcția de premier în viitorul executiv. Marele absent al negocierilor de ieri a fost președintele PNL Florin Câțu. Acesta a decis să nu mai vină la ședință. Astfel l-a lăsat pe Nicolae Ciucă să se ocupe de ședința de negocieri. Viitorul guvern ar putea fi condus de către generalul Nicolae Ciucă. Aceasta ar fi cea mai probabilă variantă. Astfel încât oficial cei de la PSD au transmis un mesaj că ar mai fi nevoie de discuții, discuții care au loc în acest moment aici în Parlament. Dacă PNL va pune primul premierul, atunci PSD ar urma să aibă cele mai multe portofolii în viitorul executiv, mai exact 10. Dintre acestea 10 ar urma să fie ministere cheie, ministere avizatoare, dintre care Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor. PNL ar urma să rămână cu 8 portofolii, 8 ministere de condus, dintre care a Justiției și al Afacerilor Interne. UDMR rămâne cu cele 3 portofolii pe care le-a revendicat, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sportului și al Mediului. În cazul în care PSD pune premierul, ceea ce ar putea intra în vigoare abia peste un an și jumătate, PNL și PSD ar urma să conducă același număr de ministere și numărul total al portofoliilor să se ajungă înapoi la 18. Așadar, așa cum spuneam mai devreme, acum au început negocierile, ultima rundă de negocieri sperăm, până mâine, când partidele sunt invitate la consultări la Cotroceni cu președintele României, Klaus Iohannis. Chiar dacă nu au făcut lista publică, se pare că liberalii au definitivat lista cu oamenii pe care îi vrea în viitorul guvern. Sunt noutăți importante, dar și nume vechi, care rămân pe posturi, spun surse politice, care confirmă că pe listă nu se află premierul interimar Florin Câțu. Pentru liderul PNL și actualul premier interimar Florin Câțu, liberalii i-ar fi rezervat postul de președinte al Senatului, deținut în prezent de Anca Dragu de la USR. Astfel, la Justiție ar veni Cătălin Predoiu sau Alina Gorghiu, la Interne Lucian Bode, iar la Cârma Minister Afacerilor Externe Bogdan Aurescu. Apare Ministerul IMM-urilor și Turismului, care ar urma să fie condus de Florin Roman. La Ministerul Educației ar rămâne Sorin Câmpeanu, iar la Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării ar veni Raluca Turcan sau Robert Sighiartău. În cele din urmă, la Cârma Ministerului Energiei ar rămâne Virgil Popescu, iar Cristian Bușoi ar urma să se instaleze la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cazul socialdemocraților ar fi vorba de portofoliile finanțelor Adrian Căciu sau Leonardo Badea, transporturi Sorin Grindeanu, muncă Marius Budăi sau Gabriela Firea, sănătatea Alexandru Rafila, apărarea Vasile Dâncu, agricultură Adrian Chesnoiu, IMM Ștefan Radu Oprea. Secretariatul General al Guvernului ar urma să revină tot PSD. Rămân deocamdată incertitudini legate de Ministerul Economiei, unde era înainte vehiculat numele lui Vasile Dâncu și cel al turismului. În ceea ce privește UDMR-ul, acesta își păstrează toate cele trei ministere. Dezvoltare, Ceche Otilo, Mediu Tanțoș Barna. Singura incertitudine apare la Ministerul Tineretului și Sportului, unde nu se știe dacă va mai continua Eduard Novak. Cât privește șefia celor două camere, în continuare se vehiculează drept președinte al Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, iar la Senat Florin Câțu. Au fost țipete și acuzații din toate părțile înainte ca PSD și PNL să bată palma. În cele din urmă, cele două partide au reușit să ajungă la un acord, fără ca UDMR să rămână cu pantalonii în vine, așa cum se plângea Kelemen Hunor. Liberalii par să fie și cei mai șifonați din acest troc politic. Practic, peneliștii sunt pe cale să cedeze toate ministerele bănoase, adică fix pe cele ce nu-și doreau liderii partidului. De asemenea, Florin Câțu nici nu a mai participat la discuțiile de ieri, nemulțumit de modul în care generalul Ciucă a condus negocieri. Am finalizat programul de guvernare, am finalizat acordul politic, am finalizat cele două variante care PSD-ul are prim-ministru
și PNL-ul are prim-ministru împreună cu UDMR-ul și cu minorității. Am finalizat programul de guvernare. 99,99% acum se recitește. Am finalizat acordul politic. Am finalizat partea de conținut a guvernului pe cele două variante, una cu premier PSD, una cu premier PNL. În ceea ce privește ministerele cu care noi am mers până astăzi, rămân așa. Dezvoltare, mediu și sport la noi. Dar sigur, în momentul în care noi vom semna acordul politic, atunci putem spune că s-a terminat această etapă. Au țipat, s-au certat, s-au amenințat, dar până la urmă au ajuns la un punct comun. O înțelegere care vine după mai bine de două luni de criză politică și la capătul căreia PSD-ul devine cel mai important partid în România. Practic, Marcel Ciolacu a obținut tot ce a vrut de la Nicolae Ciucă. PSD va avea mai multe ministere, plus că toți banii ajung pe mâna socialdemocraților. În privința justiției, liberalii au obținut promisiunea că vor putea în sfârșit să desființeze secția specială. A luat decizia ca până la 31 martie secția SIJ să fie desființată și ulterior să se reînființeze o structură care să se ocupe de problemele. Marele absent de la negociere a fost chiar liderul PNL Florin Câțu, care le-a spus vineri colegilor că nu este de acord cu ce s-a negociat, așa încât el nu va mai participa la discuții. În tot acest timp, Klaus Iohannis se pregătește de vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care vine săptămâna viitoare la București. Șeful statului de peste Prut va avea prima vizită oficială în țara noastră după alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine marți într-o vizită oficială în România cu ocazia celebrării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Șefa statului se va întâlni cu omologul său român, Klaus Iohannis, cu prim-ministrul interimar al României, Florin Câțu, președinta Senatului Anca Dana Dragu și cu președintele interimar al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Aceasta este prima vizită oficială a Maiei Sandu în România după alegerile anticipate din Moldova din 11 iulie 2021. În cadrul acestei vizite urmează să fie semnate foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova și România și acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, se precizează în comunicatul oficial al președinției Republicii Moldova. Carne de pui cu salmonela, fructe și legume cu pesticide sau înghețată cu oxid de etilenă. Acestea sunt doar câteva dintre produsele retrase de la raft în ultimele luni. În total, sute de tone de alimente contaminate au fost scoase de pe piață, anunță inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, după ce alertele alimentare au crescut cu până la 40%. 2021 a venit cu 10 de alerte alimentare, în urma mai multor controle ale ANSVSA. Inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au găsit sute de tone de produse contaminate în magazinele din toată țara și au dat amenzi considerabile. Vicepreședintele ANSVSA anunță că în acest an alertele cu salmonela au crescut considerabil față de 2020, iar pericolul de contaminare este tot mai mare. S-a constatat în ultima perioadă o creștere a prezenței a salmonelei, a oxidului de etilenă și altor substanțe interzise. Peste 100 de tone de carne de pasăre a fost retrasă din marile lanțuri de supermarketuri. S-au dispus în ultimele zile amenzi de peste 500 de mii de lei și chiar au dus la închiderea unor mari depozite. Cele mai mari probleme ar fi raportate la produsele din carne trimise de Ungaria și Polonia, alimente care sunt supuse acum unor controle mai amănunțite la intrarea în țară. În total, în acest an, în România, au fost 8 notificări de produse contaminate cu listeria monocytogenes, una dintre cele mai periculoase bacterii la nivel mondial. Am crescut frecvența controlelor și recoltărilor de probe și dacă discutăm doar în ultimele 24 de ore, am
tras de la intrarea în țară 20 de tone de mase provenite din Spania via China, chiar astăzi din rețeaua Metro 20 de tone de pulpe de pui congelate din Polonia. La începutul lunii decembrie vom veni cu controle și mai stricte în zona cărnii de porc, dat fiind faptul că va crește consumul de alimente foarte mult în perioada sărbătorilor de Crăciun. Nereguli au fost depistate și la nivelul importorilor de legume și fructe din Turcia, de unde vin cele mai multe produse contaminate cu pesticide. Este vorba în special de citrice, rodii, pere sau pătrunjel. De asemenea, o altă mare problemă este cea a produselor în care s-a depistat prezența oxidului de etilenă. Eu voi veni cu măsuri și voi duce împreună cu colegii chiar la închiderea acestor platforme, acestor supermarketuri. Atac grotesc într-o comună din județul Ilfov. Două persoane au fost reținute de autorități după ce comisarii gărzii de mediu au fost atacați cu furcile la Sintești. Incidentul vine în contextul în care comisarii de la mediu au surprins mai mulți localnici în timp ce dădeau foc în mod ilegal unor cabluri pe câmp din apropierea Bucureștiului. Două persoane au fost reținute în Sintești, județul Ilfov, după o descindere a comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, în colaborare cu forțele de ordine ale Poliției, Jandarmeriei și IGSU, în legătură cu arderile ilegale de deșeuri de lângă București. În cadrul intervenției, comisarii de mediu au fost atacați cu furci și alte obiecte de persoanele surprinse că ardeau ilegal deșeuri, fiind necesară intervenția luptătorilor SAS. De câteva săptămâni bune alături de organele de control și organele de intervenție ale Ministerului de Interne, alături de colegii din Consiliul Județean Ilfov și Poliția Locală, primările din zona respectivă, organizăm patrule pentru a împiedica acest fenomen care s-a generalizat în acele zone și pentru a împiedica și a preveni actele ilegale de deșeuri. I-am scos din zona lor de confort pe cei care făceau asemenea acte și recurgeau la asemenea lucruri și astăzi, probabil supărați că nu pot da foc oricând la orice, în momentul în care au fost controlați, au fost surprinși de comisarii de mediu, i-au atacat. Norocul nostru că organele Ministerului de Interne, Jandarmeria, mascați, cum se spune, au fost la fața locului, au intervenit prompt, au prevenit degenerarea acelor atacuri, i-au arestat pe cei care au fost violenți și i-au reținut, i-au dus la urieri. Atacul s-a produs în momentul în care echipele de permanență ale gărzii de mediu, care patrulează zilnic în zonă, au surprins mai multe focare în câmp, unde făptașii ardeau cabluri electrice, anvelope uzate și alte tipuri de deșeuri, formând nori de fum dens. A fost necesară intervenția a trei autospeciale de pompieri pentru stingerea incendiilor. Ministerul Mediului mai anunță că pentru astfel de fapte comise în mod deliberat nu trebuie să existe clemență, iar persoanele reținute riscă alături de complicii lor, pe lângă amenzile primite, să plătească cu libertatea. Fără da și poate, în lupta împotriva criminalității de mediu, Ministerul Mediului trebuie sprijinit. Trebuie sprijinit de Ministerul Justiției. Prin înființarea celor sau prin specializarea procurorilor pe infracționalitățile de mediu și trebuie să fim sprijiniți de o altă legislație care, dincolo de amenzi, prevăd și sancțiuni dure, penale, împotriva celor care nu au grijă de mediu și care voit poluează, comit fapte prin care încearcă să obțină avantaje comerciale, economice, financiare. Dialog halucinant între un șofer și un polițist. Omul legii și-a ieșit din minți reproșându-i conducătorului auto că nu respectă distanța regulamentară, deși a frânat în față într-un sens giratoriu foarte strâns. Polițistul a reacționat violent și l-a amenințat pe bărbat că îi va lua permisul. Filmulețul a fost postat pe un grup de pe o rețea de socializare adresat șoferilor. Imaginele surprind momentul în care șoferul pătrunde în sensul giratoriu, iar mașina poliției aflată în față iese de pe o stradă secundară și încetinește inexplicabil. Polițistul, deși oprit într-o zonă în care mașinile nu au voie să staționeze, marcată cu linii continue, a părut foarte deranjat că șoferul aflat în spatele său nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Ce faceți, domnul, împinge
la spate ce face. Cum am biză în asfalt? Sunteți în localitate aici, dacă nu știți. Discuția s-a aprins, iar omul legii a început să îi se adreseze șoferului pe un ton răstit, încercând să-l intimideze. Păi și care-i distanța dumneavoastră? Distanța regulamentară. Care-i distanța? Ia dă-te jos, domnul. Care-i distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Unde ai oprit, domne? Dar de ce-ți faci la mine? Păstrează distanța, că ți-au permis. Reacția foarte dură, surprinsă de înregistrare, a stârnit numeroase comentarii pe internet. Oamenii au blamat atitudinea sfidătoare a omului legii, care și-a permis să încalce regulile de circulație doar pentru că era îmbrăcat în uniformă. Tupeu incredibil al unor hoți din Timiș. Indivizii au furat portofelul unui șofer în care se afla 1600 de euro. Mai multe imagini, imediat. Controle la dosarele pentru indemnizații de handicap din Mehedinți. Inspectorii DGASPC suspectează că o mare parte dintre cei care beneficiază de ajutorul de la stat ar fi de fapt bolnavi închipuiți sau persoane încadrate greșit în gradul de boală. Cei vizați de suspiciuni sunt acum de negăsit, iar unii dintre ei ar sta de mai mulți ani în străinătate. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială din Mehedinți fac cercetări la dosarele pentru indemnizații de handicap din mai multe comune din județ, după ce au descoperit că un sfert dintre persoanele care beneficiază de ajutorul de la stat nu ar avea de fapt probleme reale. Verificările au început încă din primăvară, atunci când în urma unor suspiciuni, reprezentanții DGASPC au cerut reevaluarea înainte de termen a unor persoane care primesc indemnizații de handicap. Oamenii însă nu au venit la comisie și nici nu au putut fi găsiți de asistenta socială. Unii sunt suspectați că ar fi fost încadrați greșit în gradul de boală, în timp ce alții ar fi plecați de mulți ani la muncă în străinătate. Situația din urmă este recunoscută chiar și de angajații de la primărie. Autoritățile anunță că persoanele cu dosare problematice nu vor mai primi indemnizațiile de handicap. Se conturează primele ipoteze după explozia de la uzina de armament din Băbeni. Incidentul s-ar fi produs dintr-o eroare umană, cel puțin asta susține directorul fabricii din Vâlcea. Autoritățile au deschis un dosar penal și fac cercetări în urma incidentului care a luat viața a 4 persoane și a rănit alte 4. Îngrijorător este că acesta nu e primul incident care are loc la uzina Băbeni. În 2019, o altă explozie s-a produs la aceeași fabrică, iar un tânăr de 22 de ani a murit. O eroare umană ar fi de vină pentru explozia care a avut loc joi la uzina Băbeni. Directorul fabricii de armament, Gheorghe Lori Boian, exclude categoric posibilitatea ca explozia să se fi produs pur și simplu și bănuiește că de vină pentru incident ar fi un muncitor care ar fi făcut o manevră greșită după ce n-ar fi respectat procedurile de lucru. Accidentul ar fi avut loc în timp ce câțiva angajați de la uzina mecanică Băbeni încercau să dezamorseze o mină antipersonal. Oamenii nu ar fi trebuit să se afle în aceeași încăpere cu mina în timpul procedurii, decizie care i-a costat viața pe 4 dintre lucrători, 3 bărbați și o femeie. 4 persoane care au decedat în momentul producerii exploziei, în timp ce aceștia dezamorsau o mină antipersonal. De asemenea, alte 4 persoane au avut de suferit în urma exploziei. Este vorba despre 2 femei care au suferit răni superficiale și o altă care are fracturi la ambele brațe. Cea de-a 4-a persoană a suferit doar un atac de panică și n-a ajuns la spital. Autoritățile din Vâlcea au deschis un dosar penal în urma exploziei și fac cercetări pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă. Ancheta va stabili cine anume se face vinovat pentru această tragedie. Nu este prima oară când la uzina mecanică Băbeni are loc o asemenea deflagrație. În urmă cu 2 ani, un tânăr de 22 de ani a murit în urma unei explozii după ce a dezamorsat un proiectil. La Băbeni se produce și se neutralizează muniție și armament. Uzina este parte a unei companii certificate ca furnizor pentru Ministerul Apărării din România, dar și pentru NATO. Tupeu incredibil al unor bărbați din Timiș. Indivizii au furat portofelul unui șofer în care se afla 1600 de euro. Hoții s-au apropiat discret de mașină, astfel că cei din jur i-au confundat cu apropiația ei conducătorului auto, care era în acel moment în benzinărie pentru a plăti alimentarea cu carburant.
Pe imaginele surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un șofer își alimentează mașina marca Mercedes, apoi pleacă să plătească. Între timp, la pompă, lângă autovehicul apar doi bărbați care se uită discret pe geamurile mașinii. După ce s-au asigurat că nu există nimeni în zonă care i-ar putea vedea, hoții au deschis portierele mașinii și au furat portofelul în care se aflau numai puțin de 1600 de euro. Bărbatul care se afla în apropierea hoților nu a observat gestul. La această scenă au asistat angajații benzinăriei, care nu au intervenit însă pentru că i-au confundat pe cei doi indivizi cu apropiația șoferului. După ce a sesizat furtul, conducătorul auto a făcut plângere la poliție și speră că autoritățile să-i găsească pe indivizi pentru a-și recupera banii și cardurile bancare. Au apărut noi imagini de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Tenismena a publicat pe contul de Instagram un videoclip cu câteva dintre momentele de la evenimentul care a avut loc la Constanța. Simona Halep a publicat un nou filmuleț de la cel mai fericit moment al vieții. Sportiva a postat pe contul său de Instagram un rezumat al petrecerii de la cununia civilă cu Toni Iuruc. Simona Halep și Toni Iuruc s-au logodit la începutul lui iunie, petrecerea fiind organizată la vila de la Izvoranea Simonei. La logodnă, Simona a purtat o rochie corai cu un umăr dezgolit. La cununia de la Mamaia însă, Simona a îmbrăcat o rochie elegantă din dantelă lungă de culoare crem pe gât cu mânecă 3/4, în timp ce partenerul său, Toni Iuruc, a avut un costum negru cu papion. Evenimentul a avut loc la un club de fițe din nordul stațiunii Mamaia, iar cel care a oficiat căsătoria a fost primarul Constanței, amiralul Virgil Chițac. În plan extern au apărut primele filmări cu Shuai Peng. Toți cei care o caută pe jucătoarea dispărută în China au rămas mască. Ne credeți idioți? S-au întrebat fanii. Despre ce este vorba? Vă spunem în câteva clipe. În plin scandal internațional, în cazul tenismenei dispărute din China, apar din ce în ce mai multe înregistrări cu sportiva. După imagini în care Shuai Peng apare în timp ce se relaxează la un restaurant, acum aceasta ar fi fost surprinsă la un eveniment sportiv din Beijing. Videoclipurile vin la o zi după apariția câtorva fotografii în care ea este surprinsă cu un zâmbet larg în propria casă. Autenticitatea clipurilor este pusă la îndoială, iar Statele Unite cer Chinei să furnizeze dovezi independente și verificabile. Jucătoarea de tenis Peng Shuai a participat duminică la un turneu de tenis la Beijing. Sportiva a stat alături de alți câțiva invitați de la FILA Kids Junior Tennis Challenger și a fost aplaudată la scenă deschisă. Înregistrarea a fost publicată de un jurnalist apropiat regimului de la Beijing, același care ieri a postat înregistrări cu Shuai Peng în timp ce lua masă la un restaurant alături de antrenorul său și câțiva apropiați. Conversația surprinsă cu un telefon mobil pare însă pusă în scenă. Jucătoarea de tenis vorbește cu bărbatul din fața ei despre un meci, iar la un moment dat acesta menționează că mâine este 20 noiembrie, moment în care iar este corectat rapid de un alt bărbat. Imaginele publicate de un jurnalist apropiat regimului chinez stârnesc și mai multe suspiciuni legate de situația sportivei. Înregistrările vin la o zi după ce un alt jurnalist chinez a postat câteva fotografii care, susține el, ar fi fost primite de la sportiva care a dispărut fără urmă după ce l-a acuzat de viol pe un înalt oficial comunist. Administrația de la Casa Albă a cerut Chinei să furnizeze dovezi independente și verificabile despre locul în care se află sportiva și despre siguranța ei. Inclusiv jucătorul de tenis Novak Djokovic a lansat un mesaj de susținere, făcând apel la autoritățile internaționale să intervină pentru a se asigura că tenismena chineză este în siguranță. Honestly, it's shocking, you know, that she's missing. I mean, more so that it's someone that I've seen on the tour in the previous years quite a few times, so I mean... În vârstă de 35 de ani, jucătoarea de tenis Shuai Peng l-a acuzat pe rețelele de socializare pe fostul vicepremier Zhang Gaoli că a forțat-o să întrețină relații sexuale. Zhang Gaoli a fost din 2013 până în 2018 unul dintre cei mai puternici 7 politicieni ai Chinei. Această acuzație a fost postată pe scurt pe 2 noiembrie pe contul oficial Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter. China a blocat rapid orice referire la acest mesaj. Și de asemenea, China se află în mijlocul unui alt scandal. ONU pune din ce în ce mai multă presiune asupra autorităților pentru eliberarea jurnalistei care a scris despre începutul pandemiei în Wuhan. Femeia a intrat în greva foamei, iar starea ei de sănătate e gravă.
Purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Marta Hurtado, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu informațiile potrivit cărora starea de sănătate a jurnalistei Zhang Zhan, în vârstă de 38 de ani, se agravează rapid. Hurtado a făcut apel către autoritățile chineze să ia în considerare eliberarea imediată a jurnalistei și să-i pună la dispoziție asistență medicală de urgență. Reprezentanții chinezi la ONU au protestat imediat față de apelul făcut și au catalogat declarațiile drept irresponsabile și eronate. În februarie 2020, Zhang Zhan, o fostă avocată din Shanghai, s-a deplasat la Wuhan pentru a relata despre situația de acolo la câteva zile după plasarea în carantină a metropolei de 11 milioane de locuitori. Autoritățile chineze nu au digerat inițiativa jurnalistei și au arestat-o în mai 2020. 7 luni mai târziu, jurnalista a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru provocare de dispute și tulburări. Aceasta este o acuzație folosită de obicei de regimul comunist în China pentru a reduce la tăcere dizidența. Zhang Zhan se află în prezent în greva foamei ca formă de protest față de detenția sa. Fratele său mărturisește că jurnalista este foarte slăbită și s-ar putea să nu trăiască foarte mult. Pe lângă Zhang Zhan, alți 3 jurnaliști, Chen Yuxi, Fang Bin și Li Zhehua, au fost arestați în China după ce au relatat despre criza COVID-19. Sărbătoare la Casa Albă. Președintele american Joe Biden a împlinit vârsta de 79 de ani. Acesta și-a petrecut aniversarea alături de familie după ce cu o zi înainte a efectuat un control medical. Joe Biden, cel mai în vârstă președinte în exercițiu al Statelor Unite ale Americii, și-a sărbătorit sâmbătă ziua de naștere cu ocazia împlinirii vârstei de 79 de ani. Liderul de la Casa Albă a ales să-și petreacă ziua împreună cu familia, la o zi după un control medical care l-a declarat apt să conducă țara. Examinarea a inclus o colonoscopie sub anestezie, în timpul căreia Joe Biden și-a transferat pentru scurt timp prerogativele vicepreședintei Kamala Harris, care a devenit astfel prima femeie președinte din istoria Statelor Unite. Joe Biden a făcut deja public faptul că intenționează să candideze pentru un nou mandat în 2024. Unii susținători ai fostului președinte Donald Trump nu pierd nicio ocazie pentru a pune la îndoială public, într-un mod mai mult sau mai puțin deschis, sănătatea fizică și luciditatea actualului lider de la Casa Albă. Final de jurnal, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 14 la Top B1. Până atunci, de la Fix 360 Medical cu Aneta Sângiorsa. O zi bună tuturor. Rămâneți cu noi.